Un strand cu 1000 de locuri disponibile a fost deschis în weekend după ridicarea stării de urgență. Anunțul deschiderii a fost făcut chiar de primăria orașului, care a precizat că vor fi impuse măsuri de distanțare a clienților și reguli de igienă. Localnicii au profitat de ocazie și chiar s-au relaxat la strand. Este ilegal, spune ferm ministrul de interne. Desigur, acum urmează sancțiuni. Strandul din cartierul Ostroveni din Râmnicu-Vâlcea s-a deschis cu câteva săptămâni mai devreme față de alți ani. Chiar primăria a anunțat acest lucru pe 14 mai. Sâmbătă, 16 mai, se va deschide strandul Ostroveni în aceleași condiții de acces ca și anul trecut, cu diferența că intrarea va fi limitată astfel încât să se permită păstrarea unei distanțe de siguranță între cei prezenți. Decizia autorităților a fost bine primită de localnici. Unii sunt convinși că virusul îi va ocoli dacă stau la soare. Mi se pare o hotărâre extraordinar de bună și un curaj deosebit al domnului primar. S-a spus de la început că soarele și razele ultraviolete au un efect fantastic împotriva virusilor. Nu mi-a venit să cred. Am venit oarecum cu inima îndoită. Nu știați că se va deschide astăzi? Auzisem. Dar mai zic, e un zvon, e o discuție, e o vârfă. Să nu se dea drumul decât la câte scaune sunt, atâția oameni să intre. Au fost anunțate reguli detaliate. Pentru a păstra distanța de 2 metri între vizitatori, administratorul a trasat peste tot marcaje. Apa din bazine va fi curățată de 3 ori pe zi, iar clienții vor fi obligați să poarte mască de protecție în zonele comune, inclusiv la toalete. Toate nu țin cont de restricțiile impuse de starea de alertă. În condițiile de față, noi putem primi până la 1000 de vizitatori, ținând cont că anul trecut am avut 7, chiar 1000 de vizitatori pe weekend. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a precizat clar că deschiderea oricărui loc de agrement care poate fi un pericol de infectare este în afara legii. Este ilegal să deschizi piscine, stranduri care pot fi un pericol de infectare. Dacă la Râmnicu-Vâlcea există o asemenea situație, ea va fi sancționată conform legii. Și astăzi, strandul din cartierul Ostroveni din Râmnicu-Vâlcea a fost deschis.